Clădirea care găzduia seminarul teologic, dar și sediul administrativ al Arhiepiscopiei, a fost construită la începutul anilor 2000 pe locul unui vechi cimitir. Parte dintre oseminte au ieșit la iveală după demararea lucrărilor de construcție. Sigur, este adevărat și mărturii este unul din monumentele care încă mai dăinuie în picioare undeva către sudul amplasamentului respectiv. Este adevărat, era un cimitir al polonezilor catolici, scos din uz undeva la început de secol și care la data respectivă nu făcea parte din incinta mănăstirii Sfântul Ioan, mănăstirii UNESCO. Era în afara monumentului respectiv. Da, era un cimitir din perioada modernă care a fost dezafectat în locul lui fiind construit sediul Arhiepiscopiei Cevișului Dăuților, dacă nu mă înșel, la nivel de 2001. Seminarul teologic al Arhiepiscopiei a funcționat în perioada 1998-2003 la Dumbrăveni. În anul școlar 2003-2004, seminarul a fost mutat în edificiul din lemn din vecinătatea Mănăstirii Sfântului Ioan din municipiul Suceava. Atunci, nicio autoritate nu s-a opus în mod vehement acestei mutări, chiar dacă edificiul în care învățau peste 100 de copii nu avea nici avizul și nici autorizație de funcționare de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Conducerea ISU Suceava nu a eliberat aceste documente pentru că edificiul de peste 1500 de metri pătrați cu demisol, parter și etaj nu îndeplinea condițiile de autorizare. Din nefericire, temerile pompierilor s-au adeverit. Săptămâna trecută, clădirea a ars de la temelie la acoperiș într-un incendiu cumplit. O nenorocire! Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat. Clădirea care arde în spatele meu este seminarul teologic al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Incendiul a izbucnit în această dimineață în jurul orei 8:30. În momentul în care a izbucnit incendiul, în clădire se aflau mai mulți elevi ai seminarului teologic. Nu are seminar teologic, nu are aviz autorizație din partea noastră. De altfel, obiectivul fiind construit în totalitate din lemn și măsurile care erau luate nu erau tocmai cele mai conforme cu normele de securitate la incendiu, nu putea ca să noi să eliberăm acest document. Incendiul s-a produs pe timp de zi și, din fericire, cei peste 50 de elevi aflați în clădire au reușit să se salveze. Situația putea fi alta dacă focul se aprindea pe timp de noapte, mai ales că parte dintre elevi erau cazați la etajul edificiului. Potrivit unor surse, clădirea de utilitate publică din centrul municipiului Suceava a fost ridicată fără autorizație de construcție. Un reprezentant al Arhiepiscopiei ne-a declarat că autorizația de construcție a seminarului a ars în incendiu. Mai mult, duplicatul nu a putut fi găsit la nivelul primăriei Suceava.